Good morning! Să rămână la toată lumea! Am chemat-o pe Andrada să ne zică ce mai făcut filia, ce s-a mai întâmplat. Pentru cine nu știe pe Andrada, rău ați făcut că nu știți pe Andrada. Este parte foarte veche chiar din centru filia. Foarte veche în sensul de cu foarte multă experiență. 5 ani din 25 de ani de viață. 5 ani? Da. Oh, wow. Centrul Filia, cu siguranță știți, s-a mai vorbit de 15.000 de ori aici pe string, chiar și strâns bani pentru dumnealor. Da, și am chemat-o să ne mai zică ce a mai făcut Centrul Filia, ce se mai întâmplă prin politica românească, cu tot ce înseamnă, apropo de domnul Ciolacu, ONG-istul care a apărut cu tricoașe, cu stop violența împotriva femeilor, în loc să actually facă ceva. Și alte discuții, dar foarte important, Andrada, în legătură cu SMS-urile, dacă doriți să le spui. Da, noi la Filia am început toamna asta o campanie nouă de fundraising și practic am primit un număr de SMS la care puteți dona cu textul Filia la 8864, 4 euro pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 2 cafeluțe. Și dacă vreți să deveniți donatori recurent și să ne ajutați să construim o lume sigură pentru femei, vă super încurajez să donați. Momentan avem 100 de donatori, vrem să ajungem la 300 de donatori recurenți ca să putem să continuăm activitatea noastră. Și primiți 1000 de pupiși feminiști de la noi dacă donați prin SMS. 1000 în cap? 1000 în cap, garantat 100%. De asemenea, acum în preajma sărbătorilor, puteți să mai luați și de la Filia. Pam, 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 pam. Deci, în spatele meu se vede o bucățică dintr-un brăduț pe care l-am făcut cu femeile din comunitatea de la Vale Mare Prabăț, care e un grup de 34 de femei cu care noi lucrăm de 2 ani la ele în comunitate. Și anul ăsta am făcut împreună brăduți de Crăciun, făcuți handmade cu mânuțele noastre ale tuturor. Am dat majoritatea brăduților, doar că au mai rămas 16. Și dacă îi vreți cumva pe ultimii 16, vă aștept cu DM-uri la noi pe Instagram și primii 16 care o să ajungă la noi o să-i primească pe ăștia care au rămas. Fiecare brăduț costă 150 de lei și donația o să ajungă integral la femeile din Valea Mare. Andrada e tipa aia care l-a decimat pe Michi Neamț în acea dezbatere. Este într-adevăr acea Andrada, feminista care tremură la auzul lui Dumnezeu. Asta ca asta, dar mi-a zis că m-am îmbrăcat urât și atunci am fost outraged. Mi-a dat și blog pe toate rețelele de socializare. M-a scos de la blog un an mai târziu. Conceptul Michi Neamț, să dai bloc la... de parcă vorbeai cu el sau de parcă te urmărea sau ceva. Și nici nu mai puteam să mă uit eu direct la clipurile în care mă făcea urâtă. Trebuia să-mi trimită lumea, linkulețe. Feministă cu belciug în nas. Cum am putut veni așa la televiziunea națională? Asta s-a întrebat. Vasectomie, lăsați-mă cu astea. Dar nu știu dacă știți, apropo de vasectomie, este foarte greu de altfel să facem vasectomie în țara asta. Pot să confirm. Spitalele de stat nu prea fac vasectomii, e scump și trebuie să dai și o declarație la notar că ești aware de faptul că s-ar putea să fie reversibilă. Cu declarația. Da. Wow. Da, basically e exact ca la avort. Efectiv îți refuză vasectomia dacă n-ai făcut tot felul de astea arbitrare. Dar ideal e să fi făcut deja 2 copii și să fi trecut de 30-40 de ani. 3 copii. 2 mai încape. Cu legatul trompelor cum e, că nu am găsit absolut nimic nicăieri? Cu legatul trompelor, dacă aveți pe cineva care are nevoie de asta sau voi aveți nevoie de asta, puteți să ne lăsați un DM, că în ultima vreme ne-a tot cerut lumea să le punem în contact cu medici care fac asta și avem câțiva medici care fac asta la Spitalul de Stat. Foarte greu și cu legatul trompelor sunt 2 probleme aici. În primul rând, dacă nu urmează să naști, trebuie să faci operația asta laparoscopic, acolo e mai greu să-ți legi trompele, sau în timpul operației de cezariană, medicul poate să facă asta și tu poți să-i ceri înainte că vrei să-ți lege trompele, dar medicul s-ar putea să zică nu-ți leg trompele, că ești prea tânără sau nu ai suficient copii, așa că nu-ți leg trompele. În schimb, dacă ești femeie romă, s-ar putea să-ți legi medicul trompele fără să-ți spună. Am avut o situație, doamne, a fost super heartbreaking, o femeie care ne-a povestit că medicul i-a legat trompele fără să-i spună pentru că i-a zis că e prea grasă și că e periculos pentru ea să mai facă copii, așa că i-a legat trompele, pur și simplu. Mi s-a părut absolut insane. Legatul trompelor nu este reversibil, adică dacă vrei să mai faci copii vreodată, asta a fost. Și a putut să-l reclame pe doar, adică a putut să facă ceva? Din păcate nu, pentru că ea povestea toate lucrurile astea într-o stare dintre astea de poate avea dreptate doctorul că mi-a zis asta, într-adevăr. Na. Am și probleme de sănătate, până la urmă n-a fost așa rău că mi-a legat trompele. E și foarte greu să-ți găsești dreptatea atunci când treci printr-o situație în asta de violență ginecologică sau obstetricală. Că tu, de exemplu, dacă dai în judecată un doctor că ți-a făcut malpraxis, ce se întâmplă? Colegii lui fac o comisie și vor decide dacă s-a întâmplat sau nu. Da. Așa că tu versus tu, nimeni versus colegii doctorului lui, e normal că o să-și țină spatele. Am avut situația asta anul trecut, niște jurnaliști au scris despre o clinică fantomă care făcea avorturi. Mă rog, îți spuneau că fac avorturi, dar de fapt după aia se trimiteau pe WhatsApp imagini cu embrion avortați, luate din SUA de la organizații, subtitrate. Ah, wow, clasica schemă din SUA, da. Subtitrate în românește și îți spuneau că o să faci cancer, că o să mori, că nu o să mai poți face copii. Clinica era deținută de șeful de secție de la una din maternitățile din Iași, unde nu se fac avorturi. Și practic la el, la spital, nu se făceau avorturi, dar avea clinica asta privată unde te trecea prin traumă, după ce se făcea programarea. Și ce mai făceau? Inventau o poveste cu o femeie care avea identitățile tale și spuneau: o fată exact așa ca tine a vrut să facă la alteri un avort și a murit pe masă de operație. Era la prima sarcină, îți spun, e foarte periculos. Outrageous, apropo de controlul asupra corpului nostru. Și foarte des auzim că trebuie să crească natalitatea. Am tot văzut știruții și cu liderii marei lumii care le cer femeilor să facă copii. Natalitatea nu se crește pe umerii femeilor pe care le împinge să devină mame cu forța. E groaznic să nu poți să ai control asupra corpului tău. E fundamentul democrației să poți să ai control asupra corpului tău. Bă, oricum în România adică e un nivel ăsta de nedreptate faptul că politicienii sau doctorii sau astea urlă către femei să facă copii, în contextul în care noi ca stat am dat afară toți oamenii din țară. Că am avut, când în 2018, nu mai știu când, am avut rată de emigrare imediat sub Siria, care era în război în momentul ăla și avea refugiați de război peste tot prin lume. Și noi eram pe locul 2 ca oameni care plecau din țară. Și în contextul ăsta, exact, pui presiunea să fac eu cu nevastă mea copii acasă. Și după ce faci copii, cine te ajută? Adică ce faci? Crești din alocația aia de 400 și un pic de lei până la 2 ani și după aceea 200 și un pic de lei? Ce faci cu banii ăștia? Statul nu te ajută cu nimic, nici dacă faci copii. Și evident, organizațiile anti-avort vin și plusează foarte mult pe asta, că ei vin și spun: dacă n-ai copilul, o să te ajutăm. 6 luni, un an, 2 ani. Provita, doamna de la dezbatere. România pentru viață, Alexandra Nadane, ea e principalul actor care se ocupă de centrele de criză de sarcină, care asta fac de fapt, încearcă să te convingă să nu faci avort cu tot felul de minciuni. Și ei și-au schimbat discursul în ultima perioadă, de altfel îi auzi că ei sunt adevărații feminiști, că ei apără drepturile femeilor înainte să se nască, că egalitatea de gen începe înainte de concepție și așa mai departe. Dacă ați mai fost la marșurile anti-avort, înainte erau foarte triste așa, era ca la Prohod, efectiv. Mergea lumea cu icoane îmbrăcați în negru, acum cu balonașe, organiza marșul de studenți, e super colorat. Și vrea să fie catchy, evident, și sunt peste tot pe social media. Sunt pe YouTube, pe TikTok. Exact, exact. Vrem din nou ca pe vremea lui Ceaușescu, Doamne ce... Dar asta mi s-a părut cel mai pervers, că exact ce zici tu apropo de tactici. Perversitatea asta de a zice: noi nu suntem împotriva avortului. Doamne fereșa, nici nu ne gândim să fim împotriva avortului. Suntem doar pro-viață. Eu nu sunt anti-viață, promit că și eu sunt pro-viață. Dar asta e perversitatea, știi? Că dacă ei sunt pro-viață, ce înseamnă asta? Că tu ești anti-viață. Exact, exact. Alexandra Nadane, după emisiunea de la TVR, mi-a zis că sunt încă prea mică să-mi dau seama, dar când o să cresc, o să vin să lupt pentru cauza cea bună. Voia să-ți fac o ofertă de job. Și mi-a dat friend request, Mihail Neamțu mi-a dat bloc, Alexandra Nadane mi-a dat friend request pe Facebook și a început să-mi scrie noaptea mesaje că are beneficiare și că ia uite să-mi povestească ce face ea la job. M-a și invitat să vin la ea și să văd unul din centrele de criză de sarcină unde lucrează ea. Conceptul de criză de sarcină, Doamne, ce zic? Criza de sarcină, ei cred, de fapt ei pretind că majoritatea avorturilor se întâmplă pentru că femeia e forțată să facă avort de parteneri, de familie, de alte organizații. Lucru care există și studii pe care voi l-ați prezentat, nu pe chestia asta, că e un număr infim de femei care sunt obligate să facă avort. Pe România nu există, dar există studii internaționale și într-adevăr, și s-a făcut un studiu în UK anul trecut și era ceva, 97% din femei nu regretă că au făcut un avort și a fost decizia bună pentru ele. Și avem și reversul medaliei. Vorbeam acum anul trecut, cu o tipă care a trecut prin centrele de criză de sarcină, când avea 19 ani. Și urmea să meargă la facultate, dar n-a mai mers pentru că a născut un copil, pentru că au mințit-o și au trăgănat-o până a depășit cele 14 săptămâni de sarcină, care e limita legală în România. Și mi-a zis, Doamne, și mi-a rupt inimioara, mi-a zis că pentru majoritatea femeilor sarcina e o binecuvântare, pentru mine a fost un blestem. Ea venea dintr-o relație abuzivă, mi-a zis că în adolescență nu și-ar fi imaginat vreodată că o să fie așa greu să facă un avort și că nu voia să trăiască viața pe care a avut-o mama ei. Ea voia să meargă la școală, să-și termine studiile, era într-o relație abuzivă. Acum efectiv se ascunde de partenerul abuziv într-un sat de pe lângă Suceava, unde își crește copilul alături de mama ei și regretă decizia pe care a făcut-o. Și are 21 de ani acum. Da, și clasica poveste care am mai tot zis cu informațiile pe care le știu de la Filia, că în multe spitale de stat, în multe județe... 13. din această țară se refuză avortul. Da? Deci dacă ești din județul ghininioist, du-te în alt județ, unde să știi și cine știe. Da? Dacă tu ești o persoană din, zi-mi un județ în care erau astea, Botoșan. Olt, Iași. Tu ești din Olt. De unde știi tu ca om din Olt, eventual din rural, unde să te duci să faci avort? Zic eu, te duci la spital, ăla zice că nu-ți face și zice aia, rămâi cu copilul. Că dacă sau... nu-ți face unul, nu te gândești să te duci la toate spitalele din... Sau, și ne se întâmplă des, pur și simplu femeile ne spun, ok, dacă n-am nicio soluție, o să-l las în spital. Ah, da, și asta cu abandonul copiilor și da. O femeie ar face orice, chiar și cu prețul vieții ei, și am văzut asta în comunism, în timpul decretului, să nu devină mamă cu forța. Și vorbim totuși despre femei, majoritatea femeilor care sunt în situațiile astea au deja copii acasă și nu mai pot, nu-și mai permit financiar, nu mai pot să mai crească un alt copil. Dar din nou, statul împinge să devină mame cu forța și în toate județele spitalele refuză să facă avort, numai că sunt 13 județe care au raportat 0 avorturi la cerere anul trecut. Asta înseamnă că în spitalele publice nu s-a raportat, nu s-a făcut niciun avort înregistrat. Iar în clinicile private, un avort poate să coste până la 4.000 de lei. Cine are 4.000 de lei? În pandemie, țin minte că la Regina Maria era 5.000 de lei chiar. Da, era aproape 5.000 de lei de la Regina Maria. Iată aici, dar asta este din 2020. Cu date din 2020-2021. Dar... și aici sunt marcate harta cu spitalele de stat și clinicile private care fac întrerupere de sarcină în România în data de 2020. Datele sunt colectate prin 544, practic fiecare spital ne-a spus da, facem avorturi sau nu facem avorturi și ne-au dat inclusiv motivația pentru care nu fac avorturi. Majoritatea ne-au dat citate din Biblie, ne-au zis că medicii nu fac pentru că motive religioase, cineva ne-a zis că nu fac avorturi pentru că porunca a doua să nu ucizi. Și că medicii nu merg la facultatea de medicină să omoare copiii, ci să salvezi vieți. În răspunsurile lor oficiale ne-au spus asta, este outrageous. Și din păcate situația se răutățește de la an la an și sunt multe situații, adică fie toți medicii pur și simplu refuză să facă întreruperi de sarcină, fie ca la Piatra Neamț, eu sunt din Piatra Neamț și am o afinitate pentru locul ăla, pur și simplu managerul de spital a zis aici nu se fac avorturi. Și tu chiar dacă vrei să faci, nu o să faci. Sau... alte tipuri de piedici, dacă vrei să faci vorbărești cu preotul din curtea spitalului, că na, în România fiecare spital are o biserică. Să-ți dea voie preotul sau cum? Vorbești cu preotul că preotul să încerce să te convingă să nu faci avort. Aha. Ei oricum nu o să-ți facă avort, dar înainte de asta trebuie să treci și printr-o sesiune din asta de brainwashing. Absolut criminal. Și acum, de când am început să lucrăm și cu refugiate, de când a început războiul din Ucraina, mamă, lucrează inclusiv Heartbeat International, care e o organizație super mare, care lucrează în SUA fix pe subiectul ăsta, a venit în România și lucrează la granițe direct cu refugiate și le conving pe ele să nu facă avort. Oricum, refugiatele din Ucraina au un șoc cultural, că în Ucraina e foarte ușor să faci avort și e foarte ușor să accesezi întreruperi de sarcină și e foarte ușor să-ți monitorizezi sarcina și sistemul lor care ține de sănătate reproducere merge mult mai bine. Am făcut o cercetare anul ăsta la nivel internațional cu mai multe state, dar și în România, și am aflat că femeile din Ucraina mai degrabă merg înapoi în Ucraina, unde e război, decât să meargă aici, să facă un avort, să își monitorizeze sarcina și așa mai departe. Mă duc un pic până acasă, 3 zile, văd eu cu ce mă descurc să ajung. Chiar la Marș a vorbit o doamnă refugiată din Ucraina despre cât de greu e să accesezi orice servicii de sănătate ca refugiat și mai ales tot ce și de sănătate și de protecție. Apropo de protecție, femeile astea vin cu o grămadă de traume și multe dintre ele sunt victime ale abuzului sexual și ale violului folosit ca armă de război. Noi nu avem specialiști în țara asta care lucrează specific pe subiectul ăsta. Din păcate nici în ONG-uri și nici la stat care să lucreze pe violență sexuală, mai ales după ce ai venit într-un război. S-au deschis de 2 ori centrele de crize de sarcină care sunt în mai multe spitale din țară, inclusiv unul la Universitar în București. Nu sunt funcționale. E o cameră cu niște kituri de viol care au expirat deja de când l-au deschis și unde, de fapt, ce ar fi trebuit să se întâmple? Femeia ar fi trebuit să vină și să se ofere tot, de la o contracepție de urgență, posibilitatea de a face avort, PrEP, ca să, în caz că a contactat pe cineva care are HIV, să poată să se protejeze, să vorbească acolo cu polițistul, cu asistentul social, să nu mai spună de 100 de ori aceeași poveste, dar evident nu funcționează așa. E o cameră încuiată pe care și scrie, e un afiș cu centru victime viol, ca să vadă toată lumea care stă să aștepte la camera de gardă că tu ai fost violată sau abuzată sexual. Și nu funcționează efectiv, deci practic noi nu avem servicii funcționale pentru victimele violenței sexuale. Și datele, am scos un raport chiar anul ăsta, chiar săptămâna asta despre violența de gen, sunt înregistrate 5 victime ale violului în fiecare zi, dintre care 44% sunt minori. Și tot ce înseamnă, nu, problema cu pedepsirea acestor agresori în instanță, că cred că tot la voi văzusem cât la sută chiar sunt băgați pe legea care ar trebui și că mulți dintre ei sunt achitați. Că se consideră că a fost consimțit actul sexual cu minorul. Da, exact. E puțin de trigger warning, dar asta se întâmplă absolutamente zilnic în România cu tot felul de abuzatori, de Fetița de 10 ani care a fost violată, nu a fost violată de fapt pentru că era îmbrăcată provocator și era suficient de dezvoltată fizic încât să consimte la faptele astea și pentru că nu le-a spus părinților, asta înseamnă că nu, probabil, cel mai probabil nu s-a întâmplat. Și practic judecătorul decide că a fost consimțit actul sexual al cuiva major cu cineva de 15 ani și a fost unul șocant cu un copil de 8 ani sau ceva la modul care tot așa a fost dat ca fiind consimțit. Bă, hai că nu mai intrăm. Din ianuarie nu se mai întâmplă asta, că toate situațiile cu minori sub 16 ani, când diferența de vârstă, din păcate, de 5 ani, prin diferența de vârstă de 5 ani între agresor și victimă, o să fie considerat automat viol. Adică da, nu probabil mai ați văzut informările alea publice, deci dacă este diferență de făcute 5 ani... Făcute foarte prost. Da, nu înțelegi mare lucru. Adică am auzit doar mesajul efectiv. Acum să vedem și cum o să se pună în aplicare. Că, na, ce trebuie să se întâmple? De exemplu, eu, dacă lucrez la primăria dintr-un sat și știu de o fată care e însărcinată și are 13 ani, ar trebui să anunț autoritățile, că acolo e o suspiciune de abuz, evident. Când ne uităm pe diferența de vârstă dintre mamele minore și parteneri, vedem că, în primul rând, în 50% de cazuri nu știm, că România nu știe să colecteze date, dar în peste 400 de cazuri, vârsta tatălui e de peste 20 de ani, în situații cu minori de sub 14 ani. Adică acolo suntem. Și altceva, căsătoria în România este ilegală cu minori sub 16 ani. După 16 ani se face cu acordul părinților. Dar avem peste 400 de cazuri în care copiii care au sub 16 ani s-au căsătorit. Și minori care au peste 16 ani, care cu acordul judecătorilor s-au căsătorit, cu toate că partenerul era cercetat pentru act sexual cu un minor sau pentru situații de abuz sexual. Iau trageți. Suntem ca în Qatar, când practic scap de viol dacă te-ai căsătorit cu persoana pe care ai violat-o. Poți să le explici adică să fie zis pentru toată lumea cu legea asta nouă, ce prevede exact? În România nu exista până acum definiția consimțământului și nu exista nicio limită de vârstă pentru care consimțământul pe care îl dai tu e valid. Acum s-a stabilit vârsta de 16 ani, adică orice copil, orice minor care are sub 16 ani nu poate să dea un consimțământ valid atunci când urmează să întrețină relație sexuală cu o persoană adultă. Noi nu am vrut ca diferența de vârstă dintre minor și persoană adultă să fie 5 ani, am vrut să fie o diferență mai mică, dar din păcate atât s-a putut în Parlamentul României. Ce se întâmpla până acum? Multe din situațiile astea în care un minor sub 16 ani era abuzat sexual de un major, erau trecute în instanță ca act sexual cu un minor, care spre deosebire de viol are o pedapsă mult mai mică, e mult mai ușor să primești închisoare cu suspendare și așa mai departe. Acum vor fi automat văzute în fața judecătorului ca viol toate situațiile alea. Restul, când ai peste 16 ani, s-ar putea să fie încadrate și la act sexual cu un minor sau la viol, dar celelalte automat o să devină viol. Avem nevoie să-i pregătim pe profesioniști ăștia care lucrează cu victime, pentru că au foarte multe stereotipuri și prejudecăți. De la oia care vin la primul răspuns, adică polițiștii, asistenții sociali, doctorii, la judecători, magistrați și așa mai departe. Oamenii care termină dreptul nu trec prin niciun curs în toată facultatea de drept care să fie despre violență de gen, cu toate că este o bucată foarte mare. Și vedem, apropo de asta cu violența domestică, să zicem, numărul de cazuri raportate a crescut major. Anul ăsta poliția a intervenit în 90.000 de cazuri de violență domestică, cu 60% mai mult decât în 2021. Și asta e un lucru bun, pentru că, practic, cifra asta e ascunsă. Noi nu știm, de fapt, câte victime ale violenței domestice sunt în țară. Cu cât crește numărul de raportări, cu atât suntem mai aproape de cifra aia. Până acum, majoritatea, nu știu, le era prea frică să facă pasul ăsta și să înregistreze la poliție abuzul. Pentru că nu o să te creadă, o să te bălăcărească, nu o să vrea să-ți înregistreze plângerea, o să încerce să te împace cu agresorul. Evident, sunt foarte multe frici. Noi încercăm și muncim în fiecare zi, inclusiv în training-uri cu profesioniști, să-i facem să înțeleagă cum ar trebui să se comporte cu cineva care a trecut prin asta și să creăm spații sigure și în instituții. Din păcate, funcționăm așa, pe bază de noroc, că viața femeii în România, din păcate, e o chestiune de noroc. Dacă prinzi un polițist care se comportă ok cu tine, dacă prinzi un doctor care se comportă ok cu tine. Și apropo de asta, poate mai țineți minte că ne-am uitat pe stream la pozele cu Ciolacu, nu-i așa, prim-ministrul României și omul care are și majoritate în Parlamentul României, care a apărut cu un tricoaș, de tip ONG-ist. În Parlamentul României, da, deci în Senat. Domnul prim-ministru a venit cu tricoașul pe care scrie Stop violenței împotriva femeilor și hotline-ul pentru acest lucru care, adică pentru cine nu înțelege, este de un penibil absolut, având în vedere că acest om are toată puterea legislativă în România, dar este și șeful guvernului, este și parte din partidul care are majoritate în Parlament, adică putea să facă orice în legătură cu acest lucru, mai puțin să vină cu un fucking tricou în Parlament. Dă un OUG cu aia. Dă un OUG, literalmente. S-au dat la OUG-uri în țara asta toate căcaturile din lume. Dă un OUG pe ceva. Consulte cu 5 ONG-uri și 3 focus grupuri, dă un OUG, dă 5 OUG-uri. Dar nu, doar a venit cu un tricouaș pe care scrie și voiam să te întreb ce crezi tu, ce crede Filia că ar putea să facă guvernul, Ciolacu, whatever, mai bine pentru violența de gen din România. Și aici mă gândeam la femeile abuzate care se duc la poliție și sunt luate la mișto și mi-am adus aminte de ceea ce tot de la voi am aflat, cât de proaste sunt ordinele de restricție în România, că nu se respectă niciodată și că sunt încălcări la ordinea zilei și că poliția nu face nimic la acele încălcări. Și acum s-a băgat asta cu brățările și vreau să întreb cum arată, cum merge, da. Da, în primul rând, clar, e super ușor să faci show și să vii îmbrăcat cu tricouașul cu numărul de la ANS, unde primești informații despre violență domestică și despre servicii care abia există, e mai greu să faci lucruri. Acum, cu legislația din România e destul de bună, problema e că nu se respectă. Ce ar mai putea să mai facă domnul Ciolacu e să umble la buget. Și asta e o problemă foarte mare. Serviciile astea pentru victimele violenței domestice de multe ori funcționează cu buget zero, ceea ce e outrageous. Au oameni angajați acolo care sunt voluntari. Există județe întregi în care nu există niciun serviciu oferit de stat pentru supraviețuitoarele violenței de gen. Ca să nu mai vorbim de servicii pentru agresori și așa mai departe. România a ratificat în 2016 ceva ce se numește Convenția de la Istanbul, care ne zice exact ce trebuie să facem cu situațiile de violență. Ce definiții să avem, ce legislație să avem, câte centre să avem sau calcula centrele pe numărul populației din România. Nu am respectat prevederile alea sau dacă am făcut ceva, am făcut pe genunchi, ceea ce e o problemă foarte mare. De asemenea, guvernul ar putea să se ocupe de campanii de informare ca femeile astea să știe ce înseamnă ordine de protecție, ce înseamnă o brățară, cum se folosește brățara electronică pentru agresori și așa mai departe, dar evident și despre cum să recunoști că ești într-o relație toxică și care sunt serviciile pe care le ai la îndemână în țara asta în caz că treci prin așa ceva. Asta nu există. E foarte greu și pentru noi, atunci când noi oricum lucrăm cu mai multe organizații care au servicii. Din păcate și organizațiile astea care oferă servicii nu sunt în fiecare județ, sunt super overworked. Cred că știți, Asociația Anais. În 2019, Gabriela Firea le-a închis centru care funcționa în București pentru că le-a zis că nu mai sunt bani. Centrul ăla care era absolut tot timpul full de victime pentru că știau că acolo e un spațiu safe. Centrele care au rămas acum în București și care sunt practic gestionate de stat, multe dintre ele nici măcar nu au beneficiare pentru că le e frică să meargă acolo. Multe dintre ele nu sunt acceptate cu copii și așa mai departe, tot felul de piedici. Plus că majoritatea serviciilor astea nu poți să le accesezi decât la tine în județ. Eu dacă am domiciliul la Piatra Neamț, un buletin, trebuie să mă duc la Piatra Neamț să stau în locuința protejată și așa mai departe. Dacă vreți să vedeți discuția cu Carmen de la Anais, a fost acum un an pe stream, poate mai țineți minte, vă las link-ul în chat ca să vedeți și perspectiva Anais și Anais chiar m-a întrebat cineva zilele astea de unde poate o femeie agresată acasă să se ducă să ceară ajutor și din sfatul de la Filia, cam Anais este primul loc în care să ceri ajutor pentru că ele se ocupă direct de cazurile de abuz și de violență domestică. Aveți link-ul în chat și aveți și acolo toate detaliile despre Anais. Și dacă nu sunteți în București, o să vă pun în contact cu alte organizații care lucrează în țară și Anais practic o să vă ofere servicii în navigarea sistemului ăsta de justiție care e super complicat și asistență psihologică pentru victimă și pentru copii eventual. Deci, na. E foarte greu, de fapt, să ai un ONG care oferă servicii. E o muncă îngrozitor de grea. Te încarci cu o grămadă de traumă și cu o grămadă de povești. Și mie mi-e greu când facem teren și auzim toate poveștile astea despre femei care sunt bătute, că folosesc contracepție, femei care, na, eu lucrăm pe sănătate reproducere, mai degrabă în zona asta de violență ginecologică și obstetrică, mai aflu una alta. Dar nu, ți se rupe inimioara. Am plâns de atâtea ori, Doamne, cu beneficiarele noastre. E inuman, efectiv, ce ni se întâmplă. Și, din păcate, trăim într-o țară în care femeile nu se simt în siguranță nici la școală, nici pe stradă, nici acasă, nici la locul de muncă, nicăieri, efectiv. Și, apropo de asta cu școala și universitățile, de 2 ani lucrăm să încercăm să facem universitățile un spațiu mai sigur. Am făcut un ghid cu tot, efectiv, de la A la 10, trebuie să fac o universitate ca să își protejeze studenții. Numai 2 universități l-au publicat pe site, Politehnica din Timișoara și UBB-ul din Cluj, ca să fie acolo ca resursă pentru studenții lor. Yeah, dacă sunteți la universitate, spamați conducerea. Link-ul în chat. Zine cu brățările, cum mai arată programul? Am înțeles că s-au mai achiziționat încă o serie de brățări, dacă nu s-au... Zine. Inițial a început ca un proiect pilot, care ar fi trebuit să fie implementat în București și în alte 3 județe din țară. Ele sunt făcute prin STS, practic ție trebuie să-ți arate locația, polițiștii trebuie să vadă locația în timp real și brățara aia îi anunță pe polițiști dacă agresorul s-a apropiat la mai puțin de 200 de metri de tine. Că ordinul de protecție asta face, spune că agresorul nu are voie să vină la mai puțin de 200 de metri de tine și brățara asta practic monitorizează ordinul de protecție pe care îl ai de la judecător. Poate mai țineți minte cu unul dintre primii purtători de brățară, justițiarul de Berceni, care după o zi după ce i s-a pus brățara s-a dus la mai puțin de 200 de metri de persoana pe care o hărțuise și a venit și l-a consultă poliția din nou. E faptă penală să încalci ordinul de protecție, așa că o să ai și mai multe probleme cu legea dacă faci asta. Dar acum, care e problema cu brățările? Multe dintre femei nu acceptă în primul rând ordinul de protecție, că le e frică că agresorul să se răzbune, și doi, nu acceptă brățara, pentru că nu înțeleg la ce e bun, de ce să o folosească. Și trei, am mai auzit și situații în care brățările nu funcționează. Sună iurea, dau locația iurea și asta e o problemă de văzut și de monitorizat. Acum, statul nu are date să ne ofere pe număr de brățări, cum a mers programul. Acum când se încheie anul la anul, o să încercăm să aflăm puțin mai multe despre cum a mers pilotul ăsta și câte brățări au achiziționat. Știți că a fost o problemă evident și de corupție, că le-au cumpărat la un preț de nu știu câte ori mai mare decât sunt în state ca Spania și așa mai departe. Noi cerem de foarte mulți ani brățări, că ăsta e practic singurul mod în care poți să monitorizezi într-adevăr un ordin de protecție. Până acum, doamne, zeci de femei mureau în fiecare an cu ordin de protecție în mână, că era practic un cerc invizibil, agresorul putea să vină oricând peste tine în casă. Tu până apuci să suni la poliție, s-ar putea să fie prea târziu. Plus că dovedește că a venit ăla, adică de atâta timp cât nu există violență, dovedește că a venit ăla. Ăla zice nu, dogmem. Da, exact. Și cuvântul tău împotriva cuvântului lui, da. Și asta a fost. Sau au fost cazuri în care au luat copiii de la grădiniță, de la școală, agresorii, mamele nu știau unde sunt copiii. Se întâmplă și din astea. Noi avem modelul ăsta implementat în o grămadă de țări, de o grămadă de timp. Spania mai ales a putut să reducă aproape de zero numărul de omoruri în situații de violență domestică pentru că au un sistem bun de brățări și monitorizează pe agresori. Noi mai avem mult până departe, din păcate. Și pe lângă brățări trebuie multe, adică femeile astea au nevoie de sprijin juridic și psihologic, mai ales pentru ele și pentru copiii lor, ca să se simtă în siguranță, și au nevoie ca judecătorii să dea pedepse pentru faptele astea, nu să-i achite și să țină partea agresorilor. Da, că de multe ori e la care, adică sunt povești, cu siguranță sunt și persoane în chat care au trăit experiența, că la poliție te duci la un băiețaș care probabil și la se comportă mă la fel la casă cu partenera. Haide, domne. Și au fost, adică doar din chat câte am auzit, doar și Filia vorbește constant despre chestia asta. Hasan, protest împotriva poliției cu mensoare, se face în fiecare an marșul pentru siguranța femeilor. Te aștept cu mare drag. Urmărește Filia și este în fiecare an dita-i marșul. Avem inclusiv revindicări pentru poliție, autorități locale. Da. Autoritățile locale sunt obligate ca din bugetul lor să dea bani pentru serviciile astea, pentru victime. Majoritatea nu fac asta, chiar dacă e în lege, apropo de legea și respectatul legii. Am dat în judecată primăria sectorul 1 pentru că nu au servicii pentru victime. Deloc, adică dacă ești tare. Și cum arată un serviciu pentru victime într-un sector în care funcționează sau există? De exemplu, asistență socială, care, da, exact, care e specializat fix să vorbească cu... Da, ești pe cineva din DGSPC care e specializat pe zona asta de violență domestică și care te navighează practic prin sistem, alături de cineva care se ocupă de zona asta de terapie, de cineva care e specializat pe juridic și îți dă informațiile astea. Așa funcționează în mod ideal. Inclusiv există locuri, mă rog, puține, dar care îți oferă și servicii pentru copii, inclusiv zona asta de babysitting, de integrare copiii la școală și așa mai departe, că și asta e o problemă foarte mare, că tu practic când pleci din relația violentă, ce faci? Ai un rucsac după tine, copii după tine, unde te duci? În primul rând e important să-ți găsești un loc, un acoperiș deasupra capului, ca apoi să te duci în instanță, să faci toate cele necesare pentru ordine de protecție și așa mai departe, na. Da, și asta e o problemă majoră, fiind o țară săracă, ce faci? Unde te duci? Nu poți să te duci, cum vezi în filmele americane, mă duc la hotel o lună până îmi găsesc o nouă chirie. Nu există. Majoritatea femeilor ce fac? Apelează mai degrabă la rețeaua lor informală, adică la prieteni, rude, femei cu care se înțeleg din comunitatea în care trăiesc, și la ele stau câteva nopți și așa mai departe. Iau unei victime în medie între 7 și 9 încercări să iasă dintr-o relație violentă, asta pentru că violența nu e doar violență fizică. Violența, și asta e o problemă foarte mare, că polițiștii și judecătorii, avocații sau așa, mulți dintre ei nu recunosc alte forme de violență. Și de exemplu, nu știu, dacă tu n-ai voie să ai telefon, să vorbești cu familia ta, să ieși cu prietenele tale, asta e violență socială. Violența emoțională, dacă eu încep să arunc acum cu lucruri prin casă, asta e violență. Nu trebuie să te bat, efectiv, să fie o situație de violență. Și din păcate multe dintre victimele violenței domestice ne spun că, mai ales violența psihologică, asta e insuportabilă. Se spune în fiecare zi cineva că ești un nimeni, că ești o proastă, că nu-ți iesi nimic, că fără mine n-ai fi nimic, să spună ce să faci, ce ai voie să faci, e groaznic. Plus că sunt și alte forme. Doamne, povestea o femeie despre cum odată partenerul i-a obligat-o să intre în mașină și a început să conducă pur și simplu pe stradă cu 120 km/h și să-i spună că lui nu-i pasă dacă moare. Violența poate să aibă foarte multe forme. De exemplu, dacă nu ai voie să faci ce vrei cu banii tăi sau nu ai voie să mergi la locul de muncă, sau la școală, asta e violență economică. Ai nevoie de resurse financiare ca să ieși într-o relație violentă. Agresorul e abil, știe că dacă te izolează de rețeaua ta de suport, n-ai nici bani, îți spune în fiecare zi că nu ești bună de nimic, păi nu o să ieși niciodată de acolo. Și pentru adolescenții și oamenii de care n-au avut parte de căldură unei femei, că de cel mai multe ori sunt băiețași și egii, apropo de asta cu... Asta este modus operandiu la majoritatea oamenilor psihopați, whatever, nu stau să diagnostichez acum, dar acest caz nu că este întâlnit, este supraîntâlnit, este imposibil să n-ai în jurul tău o femeie care s-a confruntat cu chestia asta. Este imposibil, n-ai cum, deci dacă ești într-o comunitate cât de cât mare, este imposibil ca o femeie din jurul tău să nu se fi confruntat fix cu genul ăsta de bărbat care o ținea închisă în casă, care nu o lăsa să se vadă cu prietenele, care îi zicea lasă, termină cu prietenele alea care nu știu ce, că alea îți bagă prostii în cap, lasă, ia mai stai tu pe acasă cu mine, toarnă copil, nu e așa, stai acasă, crește copilul, unde, ce să te duci tu la muncă, stai tu liniștit acasă, că și mai departe. Și asta este violență, este creează un cadru de violență. Și un cadru în care persoanei respective este frică. Este frică să plece, este frică să comenteze, este frică să aibă independență, exact ce zice, financiară și așa mai departe. Și atunci ești moroglez la mâna unei persoane. Și noi, cu toate privilegiile noastre, și nouă ne uneori greu să recunoaștem toate formele de violență cu care se poate confrunta ceva. Mi-a trebuit și mie o grămadă de informare și educație și o grămadă de muncă la filia ca să recunosc, să mă uit în urmă la relațiile mele abuzive și să zic, ok, asta a fost violență socială, psihologică, a fost violență. E greu, mai ales când nu înțelegi ce se întâmplă și nu-ți spune nimeni, apropo de campanii de informare pe care ar trebui să le facă guvernul. Ar trebui ca în loc de păcănele să punem afișe cu ce să faci dacă ești victimă sau cum să recunoști relațiile abuzive în care ești, dar avem alte priorități. Întreba cineva de ce este acest behavior atât de des întâlnit. Răspunsul este și din cauza sănătății mentale precare pe care o au bărbații și educații precare pe care o primim noi ca bărbați și tot ce înseamnă propaganda patriarhatului în legătură cu noi, că intuiam, știi, clasica întrebare, da domne, dar și bărbații XYZ la, da, așa este. Și noi suntem victime ale acestui sistem și de asta suntem bătuți în creierii capului și facem ce facem femeilor sau copiilor noștri și așa mai departe. Eu am crescut în genul ăsta de familie, am văzut aceste pattern-uri absolut perfect, le cunosc unul la unul. Este și o problemă pe care o avem noi cu noi ca bărbați și cu sănătatea creierilor noștri și cu tot felul de căcaturi pe care le internalizăm de astea, de știi exact ce ziceam asta. Păi bărbatul trebuie doar el trebuie să muncească, doar el trebuie să nu știu ce, femeia trebuie să la. Dacă o las să se ducă la muncă, eu am puța mică și îl vede pe altul cu puța mare. Boală pe care noi o avem și pe care trebuie să ne o rezolvăm. Tot așa cu ajutor și din partea statului și așa mai departe. Dacă apropo de... Nu că n-avem servicii, n-avem nici măcar o discuție despre sănătatea mentală la bărbați, pentru că noi așa, de ce? Noi suntem puternici, noi suntem, cum să fii în depresie? Cum să te simți insecure? Cum să ai puța mică? Cum să... Ăștia de se victimizează cu domne, dar și bărbați. Da, de acord. De ce pui chestia asta când se discută despre feminism? Hai să facem ceva privința asta. Ia, apucă-te și adună 10 bărbați în jurul tău și vorbiți ca oamenii. De altceva în afară de politică și fotbal și râgâi de bere. Vorbiți de cum se simt. Întreabă-l pe prietenul tău cum se simte și așa mai departe. Noi foarte des vorbim pe social media despre cum feminismul și despre bărbați și despre cum suntem afectați cu toții de patriarhat și creștem în stereotipuri și prejudecăți de gen. Atunci când tu ești mic și ți spune nu plânge că ești băiat, dar ce tu ești fată, sau când ți se spune că trebuie să fii puternic și trebuie să te comporți într-un anumit fel, noi, de când suntem mici, ne pregătim pentru anumite roluri de gen. Nu degeaba le cumpărăm fetițelor, apropo și de Marian Godină, că ne-am luat de el ieri pe Instagram, nu degeaba le cumpărăm fetițelor păpuși și bebeluși de jucărie cu care să se joace, că le pregătim pentru rolul ăsta de îngrijitoare și să facă muncă domestică, că nu o să crească mari. În egală măsură îi pregătim și pe băieți, să fie puternici, să nu plângă, să nu aibă, să nu-și arate emoțiile niciodată, să fie main providers. Să-și ia mașina drept parteneră. Sabina are această pasiune nouă, apar pe TikTok bărbați care sunt literalmente îndrăgostiți romantic, sexual, în orice mod de mașinile lor și de ăștia de fac declarații de dragoste mașinii și au conversații cu mașina, au practic o relație cu Opel-ul lor, Corsa tunat și așa mai departe. Le dau câte un pupic? Gen, da. Da. Am văzut și la Colo că și el e îndrăgostit de Lamborghini. Gen. Dar sunt de ăștia, dau gen cumva și varsă supărările și depresia în relația cu mașina și cumva zic, nimeni n-a fost acolo lângă mine, doar tu. Și următorul slide o poză cu mașina. Doamne, e super trist că n-a fost nimeni acolo lângă tine. Adică că e real, adică avem boală în mod real. Am fost învățați că mașinile sunt viața și viața sunt mașinile și ce să vezi, am rămas... Și bani în general, că noi ne antrenăm pe băieți, de fapt, să facă bani, că asta le dă statut, că asta este scopul lor, de fapt, că așa cum noi suntem îngrijitoare și trebuie să avem grijă de copii, de case, de familie, voi trebuie să faceți bani, să perform în zona asta. Și foarte multă presiune și acolo, evident. mult. Noi ne întâlnim super des cu tineri și, din păcate, sunt destul de uimită uneori de cât de multe prejudecăți și stereotipuri au despre rolurile astea de gen. La un moment dat vorbeam cu niște tineri dintr-o comună despre cum, fiecare ar trebui să trăiască autentic și să facă ce vrea și să se facă când o să crească mare ce vrea el sau ea. Și cineva s-a ridicat în picioare, a ridicat mânuță și m-a întrebat, au zis, doamnă, dumneavoastră trăiți în realitate? Cum adică? Dar ce, eu să am grijă de copii? Eu o să fac curățenie în casă? Doamne ferește, eu trebuie să mă duc pe șantier, să lucrez, să fac bani. Și, într-adevăr, rata de suicid e mai mare în rândul bărbaților. Bărbații se confruntă cu o grămadă de probleme de natură psihoemoțională pe care nu le rezolvă niciodată, că psihologul este pentru gay și pentru femei. Acolo suntem și toată frustrarea asta care creștem, mă rog, o văd și eu pe piața de dating, la bărbații din jurul meu, e foarte greu. Piața de dating. Piața de dating in question, Bumble București. E rău, dacă rău. Ești feministă de aia cu belșug în nas, dă skip. Apropo de piața de dating, îi întreb tot timpul pe bărbați, au scărit limita ta de vârstă care ești la date. Un indicator bun. Mamă, și băieții ăștia care au 30 plus de ani îmi spun 18 ani. Și eu mă ureai și sunt gen, ce, ești nebun la cap? El e un copil la liceu. Poftim, despre ce vorbiți? Despre cum o să-și dea bacul? Care teză săptămâna viitoare? Despre asta vorbiți? Păi, eu cred că sunt oameni care efectiv nu vorbesc în general. Adică cred că e gen, nu știu, mai văzut genul ăsta. Adică e, ce mai faci? Își trimit meme. Da, asta e conversația. Și e rău, e foarte triggering și pentru mine, că când mă uit în urmă, am tratat la 18-19 ani, era super vulnerabilă și nu-ți spune nimeni ce-i grooming-ul, atenție la comportamentul ăsta și așa mai departe. Nu există educație pe ambele părți de tot ce înseamnă riscurile de a te combina cu o persoană cu 10 ani mai mare, mai ales când ești sub vârsta asta cumva fragedă de... Cât e pentru fiecare? 20 de ani? Exact, cât e pentru fiecare. Dar și perioada asta de tranziție, de când treci la liceu și te duci la facultate sau între liceu și 20 și un pic de ani, și acolo e o perioadă vulnerabilă. Când vine cineva de 40 de ani la tine și te ia de pe jos și zice el că este cel mai tare din parcare și stai să-ți arăt cum e viața, evident, în starea aia de vulnerabilitate, mai ales că folosesc foarte mult violență emoțională și psihologică să încerce să te grumuiască. Și tot așa, te izolează de familie, prieteni, el devine universul tău și atâta a trebuit. Voie să ne arăți... Cu ce am făcut? Da. Deci, știți că... ați făcut aici pe stream Charity Streams pentru Filia și am strâns donații de la voi de mai multe ori chiar și v-am să vă arătăm în absolut exclusivitate, nici măcar noi n-am postat pe Instagram încă, ce am făcut cu o parte din banii pe care i-am primit din donații. Așa că, paranteză, noi de 2 ani lucrăm cu 34 de femei la Valea Mare Pravăț. V-am spus deja că banii pe Brăduțe o să se ducă la ele și acolo avem un grup de inițiativă și vorbim cu ele despre toate. Violență, sănătate, cum să navighezi sistemul social, de protecție și așa mai departe. Și ne întâlneam până acum în bucătărie la Crenguța, care este femeia care coordonează grupul de inițiativă și colega noastră la Filia și la ea în bucătărie, era tot timpul foarte complicat, că trebuia să strângă de pe acolo, să ne facă nou loc, că suntem 30 de suflet într-o bucătărie mică, trebuie să ne strângem acolo, așa că cu o parte din banii voștri am reușit să luăm un container pe care l-am adus în curte la Crenguța și ne urmează să ne întâlnim de acum înainte cu femeile din Valea Mare. Ia uite! Iau ce puternic! Ce puternic e Dorel! Dorel! Ea e Crenguța și colega noastră Adela. Am pus și o fosă acolo ca să avem acces la și o baie, că Crenguța nu avea baie în casă și să putem să folosim chiuveta, toaleta, tot ce trebuie acolo. O să amenajăm, o să punem poze cu femei și cu femeile din grup și ce am făcut până acum. Abia aștept, sunt super excited. Ce vrei să ne mai zici? Vreau să vă mai zic, vreau să vă povestesc cum ne-am pierdut controlul pe RAM. Corect, așa. Da. Așa, că am dispărut o lună de pe internet, de fapt 40 de zile, că am fost în doliu 40 de zile, că așa se face. Am aplicat pentru badge și într-o zi am primit mail, că am primit badge pe Instagram. De la Verified. Gen fără bani. Fără bani, normal, ci eu dau bani la Instagram, Doamne ferește. Și de fapt nu era un mail de la Instagram, era un mail de la un băiat. Eram sigur. Dar era, cum să-ți spun, a clonat site-ul de Verified foarte bine. Face, da. Ne-am dat parola, ne-am logat, ne-a cerut și codul ăla din Authenticator și asta a fost. După aceea n-am mai avut cont și ne-au trimis un mail în care ne-au trimis un link și ne-au zis dacă vreți contul înapoi, uitați aici link. N-am apăsat și pe linkul ăla, vă dați seama ce e acum. Da, s-a întâlnit hoț cu prostul. Exact, mă punea să dau bani. Așa că am încercat să vorbesc cu cineva de la Meta despre această situație și să-i explic prin ce am trecut. Fai de capul meu. Deci în acele 40 zile cred că am vorbit cu 30 de oameni, experți în cyber security, oameni care lucrează pentru Bitdefender, oameni care lucrează în ONG-uri care fac asta, hackeri, oameni de la Meta. La un moment dat vorbeam cu un băiat, Dimitrios, care mă suna din când în când din UK să-mi mai spună ce mai face. Măi, și nu am reușit să vorbesc cu cineva din echipa Instagram, cu un om care să ne ajute să facem asta. Am trimis 10 videoclipuri cu fața mea ca să le arăt celor de la Instagram că mai erau poze cu fața mea pe contul de la Filia și să le arăt că eu sunt de fapt ființa care manageriază contul. N-a mers, n-am primit niciodată răspuns înapoi. Cineva de la Meta a încercat să ne ajute și ne-a schimbat mail-ul din spatele contului, că hackerii ce au făcut au schimbat mail-ul și parola și noi n-am mai avut acces la cont și au dat disable la cont și nu mai puteai să mai vezi conținutul și ce se mai întâmpla pe acolo. I-au schimbat numele și au schimbat mail-ul din spatele contului și au zis că ar fi trebuit să primim un mail în care să ne resetăm parola. Nu l-am mai primit niciodată, oamenii nu ne-au mai răspuns niciodată și după 30 sau 40 de zile n-am mai avut deloc acces la cont și nu mai putem să mai facem nimic din... să trimitem clipurile din ăla de verified pentru că l-au șters. Adică se șterge automat după ce e disabled pentru ceva număr de zile. Și a fost o tragedie foarte mare, așa că am scris pe Facebook într-o zi despre tot ce ni s-a întâmplat cu Meta și cu că nu am primit nicio soluție și doar link-uri inutile. Pe toate soluțiile lor de pe site, pur și simplu e un loop din ăsta, în care apeși pe link și duci înapoi la pagina aia unde zice să nu apeși pe link-uri de phishing. Mulțumesc foarte mult! Prea târziu, da, efectiv. Nu, e ceva... Și... Ca să nici nu le pasă, adică e... A, un alt bou care și-a pierdut contul. Du-te, recu. Știi că e o operație atât de simplă. Revoc accesul acelui mail, bagă mail-ul din... E un căcat atât de simplu și nu, efectiv. Adică am mai auzit cazul ăsta de 15.000 de ori și nu doar pe hacking, am pățit și eu cu... Era un bug care ținea de shadow ban, care practic îți închidea contul. Și la fel, mi s-a închis și mie contul de vreo 3-4 ori. Și la fel, asta, poze cu fața, cu buletinul, cu whatever. Și ce trecea, cred că efectiv trecea singur de la sine. Bagul ăla, Mark. Și am scris pe Facebook și a fost o postare, n-a făcut ceva, 300-400 de like-uri, mamă, și ne-au dat-o jos, ne-au dat-o jos pentru că we are using false information to get likes. Așa că am mare bif. Și între timp m-au shadow-banuit și pe mine de pe Instagram pentru că am încălcat community guidelines în pornografie după ce am pus o poză cu tatuajul meu cu pup sau pa. Deci mare bif am, ce pot să spun. Și am luat-o de la zero, pe 40 zile nu am mai sportat. Efectiv m-a afectat eu emoțional. Și, doamne, mi-a fost super lehamită să postez pe Instagram, să mai comunicăm ce mai facem. Ne-am pierdut o comunitate de 50.000 de oameni. A fost super emoționant, când primele 24 de ore am făcut 10.000 de urmăritori înapoi și a fost super emoționant și toată lumea s-a super mobilizat și ne-a dat share la story și ne-au dat follow și a fost super drăguț. Acum, Ana, încercăm să venim din nou aproape de voi cu conținut quality și să vă ținem la curent și cu activitățile noastre și cu ce se întâmplă în lume, efectiv, ca să vă atragem înapoi în comunitatea noastră, că, doamne, cred că cea mai frumoasă parte la contul Instagram de la Filia este că am reușit totuși să construim un spațiu safe, în care multe fete și femei ne spun că pentru prima dată ne-au spus despre povestea lor de abuz, despre problemele lor cu sistemul medical, de ce medicii nu le-au pus sterilete, despre situații de hărțuire stradală și așa mai departe. Noi de pe contul de la Instagram am strâns sute de pagini de mărturii despre o grămadă de probleme. Și totuși, adică a fost un wake-up call pentru noi că de fapt conturile noastre de social media nu sunt ale noastre, ci sunt ale lor. Încercăm acum să ne construim comunitatea cumva și pe zona asta de culege mail-uri și să vă zicem from time to time, încercăm să construim un newsletter sau o grămadă de feluri prin care să reușim să bypass aplicațiile Meta. Ne-am făcut și cont de Telegram ca să existe o alternativă și na, am luat-o de la zero, am făcut aproape 15.000 de urmăritori deja, până la 50.000 mai e mult, dar... Deci dacă ați avut vreodată follow la Centru Filia, probabil nu mai aveți link-ul în chat, mergeți să le dați follow din nou și dacă nu le dați niciodată, mergeți și dați-le oricum. Promit că suntem super entertaining, că pe lângă informații o să vedeți că facem și scandaluri din când în când, că nu ne putem abține să nu cancelăm o grămadă de... Da, uite, de exemplu, ultima oară l-au cancelat pe Marian Godină, care e împotriva jucărilor. Da, dar care nu știu dacă știți, dar este o victimă a corectitudinii politice în România și consideră faptul că într-o zi nu o să mai aibă voie să vorbească, efectiv. Nu știu dacă știți, dar există poliția PC care vine cu scoci și îți lipește gura. Dacă ești bărbat alb, ți se lipește gura cu scoci de către poliția PC. Garantez. Da. Particip eu, am făcut. Deci pagina se numește la fel, este tot Centru Filia, că practic l-au făcut din nou, dar este un Instagram făcut de la zero. Ce vreau să vă mai povestesc? Despre contracepție vreau să vă mai povestesc, că poate vă interesează. În ultima lună am făcut demersuri cu Asociația Mașilor Independente și am trimis o scrisoare deschisă la Ministerul Sănătății să le cerem să bugeteze Planul Național de Contracepție, că în România de 13 ani nu mai are acces populația vulnerabilă la contraceptive. Situația asta cu drepturile reproductive, din păcate, se agravează de la an la an, din ce în ce mai rău. Acum 13 ani, dacă mergeai la cabinetul de planificare familială, acolo găseai prezervative anticoncepționale, găseai pe cineva care să te ajute cu demersurile astea, inclusiv la școală sau cu doctorul tău, cu medicul tău de familie. Puteai să-ți iei. Acum, din cele 117 cabinete de planificare familială, o cercetare de la Schisu versus Barza ne spune că doar în 2 puteai să găsești contraceptive și asta pentru că aveau ei contracte sau parteneriate cu ONG-uri sau cu entități private care le aduceau contraceptive și prezervative. Am cerut ministerului să bugeteze, e vorba de puțin bani, de 10 milioane de lei pe care ar trebui să ia de la bugetul de stat să acopere nevoia de contracepție în România. Prin nevoia de contracepție nu vorbim aici doar despre contraceptivele orale și sterile, dar și de contracepție de urgență, prezervative, sterilet. În România nu există foarte multe metode de contracepție, de exemplu implantul contraceptiv doesn't exist. Ne confruntăm des cu situația în care femei care lucrează în străinătate vin aici și n-au cum să-și scoată implantul, că medicii nu știu să facă asta. Deci avem nevoie pe o parte de bani ca să cumpărăm contraceptive. Comisia Europeană ne dă prin PNRR 10 milioane de euro să revitalizăm rețeaua de planificare familială și practic în fiecare județ ai acces la un medic de planificare familială trainuit pe asta care să-ți spună și care-i treaba cu avortul și cu contracepția, cu legarea trompelor și așa mai departe. Doar că comisia ne-a zis că ei nu cumpără contraceptive pentru noi, că asta e treaba statului. Dar se pare că treaba statului e și să nu intereseze de asta. Și mai mult de 200 de organizații au semnat scrisoarea asta care a ajuns și la Cancelarea prim-ministrului și la CNS și la Ministerul Sănătății și practic mai nimic. Ministerul de mult timp ne spune că de fapt situația României e foarte bună, că există cabinete de planificare familială, educație sexuală, acces la contracepție. Ah, există, nu? Ceea ce e o minciună. Astea sunt argumentele pe care le aduceau că nu ar trebui să accesibilizăm mai mult avortul. Asta fiind că... de la Ministerul Familiei sau de la Sănătate? Nu, de la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății are cheia pentru foarte multe din problemele din sfera asta a sănătății reproducire. De la hai să avem acces la contracepție și noi cerem măcar pentru femeile vulnerabile și pentru tineri, că în România, media de vârstă la care încep viața sexuală e 15 ani jumate și trebuie să fim aware de asta. Copiii noștri fac sex și nu știu cum să se protejeze. Este scump al dracu exact, să ai contracepție în România. Deci un pachet de prezervative este scump al dracu. Pentru ce venituri sunt în România, eu la 18 ani era gen, adică eu țineam bine. Te-ți luai și țineai bine de ele, că... Mi-am luat ieri 3 prezervative, am dat 18 lei pe ele. Da, pentru o femeie care trăiește în ajutor social sau din salariu minim pe economie. Oricum în comunitățile astea vulnerabile, bărbații nu sunt de acord să folosească cu contraceptive de-astea, adică prezervativul. Și pastila de a doua zi nu mai zic, la fel, un căicoi de bani pentru venitul obișnuit. Exact, 60-70 de lei minim să-ți iei contracepție de urgență. Și femeile ne spun clar, eu decât să-mi cumpăr prezervative sau anticoncepționale, mai bine cumpăr o pâine la copii și le înțeleg, acolo e o problemă de subzistență, adică n-am ce să mănânc, nu o să-mi cumpăr contraceptive și prezervative. Plus că pentru multe dintre ele e riscant să folosească contraceptive, de exemplu, așa că ar trebui să-și pună sterilet. Multe femei își pun sterilet pe ascuns cu organizații care le ajută să facă asta, pentru că e o metodă de contracepție pe care o pot ascunde de partener, care nu le lasă să folosească contracepție sau de comunitate. Mai ales în comunitățile religioase se practică asta, că preotul îți spune că n-ai voie să folosești contracepție, că e un păcat. Practic, trebuie să faci copii, ești văzută ca producătoare de copii. Iar faptul că tu, ca bărbat, ai cât un copil pe an, oricum e super periculos să naști în fiecare an, disclaimer, e un semn de virilitate pentru tine, da? Că ești fertil, ia uite, am 7 copii, partenera mea a născut 7 copii și are 25 de ani, mai poate. Și doctorii le spun, e periculos, o să-ți pierzi viața dacă mai naști un copil. De ce să fac? Cu ce să mă protejez? Că nu, statul nu-mi dă nimic și nici acces la avort nu am după aia. Și statul super ipocrit zice că, na, e treaba ta să te protejezi, că ăsta e argumentul pe care îl aduc. Că femeile nu știu, că femeile nu-și cumpără contraceptive, că sunt delăsătoare, astea sunt argumentele. Nu e adevărat, femeile ar vrea, dar nu au acces și nu au nici informații despre asta. E super complicat și pentru mine să navighez sistemul de sănătate, dar apoi pentru ele. Să știu ce trebuie să fac, cum să fac, să mă duc să fac un Papa Nicolau. Și din păcate avem nevoie să mobilizăm toată rețeaua asta de specialiști, adică ar trebui să găsești contraceptive și la cabinetul de medicină școlară pe care l-ai, și la cabinetul de planificare familială, și la medicul de familie, și la ginecolog. Ar trebui să facă și moașele astea, ar trebui să facă asistentele comunitare din mediul rural, avem o grămadă de specialiști cu care intri în contact pe zona asta de sănătate. Doar că nu au ce să-ți dea. Practic, acum în legislație, ce face medicul de planificare familială? Îți indică cea mai bună metodă de contracepție pentru tine. Da, uite, ar trebui să folosești prezervative. Asta e tot. Da, that's all, folks. Mulțumim. Mulțumesc pentru nimic, efectiv. În situația asta suntem în care ne vin... apropo, super important pentru voi să știți, orice persoană care are peste 16 ani în România poate să ia decizii cu privire la sănătatea reproducerii. Asta e legea. Adică dacă eu vreau să mă duc să fac avort și am 17 ani, nu am nevoie de semnătura părinților ca să mă duc să fac avort. Dacă vreau să mă duc să-mi pun sterilet. Da. Deci de la 16 ani nu mai e nevoie de acordul părinților? Da. Deci, ca să știți dacă dați de medici care zic că trebuie să veniți cu părinți. Doar că, din păcate, majoritatea medicilor o să vă spună că asta nu e adevărat. O să fac și o postare mai pendelete pe Filia, dacă vreți să vedeți care este exact articolul de lege în caz că, nu știu, intrați în bif sau în scandalul cu cineva care vă zice că nu e așa. Și ne confruntăm foarte des cu situații de fete care au 17 ani și ne spun că vor să facă avort și până acum au așteptat 2 luni pentru că toată lumea le refuzea și le-a zis să vină cu părinții, când, de fapt, legea e altfel. După o mapare pe care au făcut-o cele de la Asociația Mașilor Independente, din păcate au găsit doar 3 doctori care sunt de acord să primească paciente care au peste 16 ani fără acordul părinților, cu toate că, yet again, asta e legea. Dacă îmi vine vorba de clauza de conștiință a medicilor, că medicii în România pot să refuze orice procedură medicală dacă e împotriva convingerilor lor morale. Și folosesc super obsesiv și abuziv clauza asta de conștiință. Basically, dacă doctorul consideră că nu e moral din cauza religiei lui sau whatever, ghinion. Și sunt, adică, se întâmplă peste tot. Eu v-am mai zis de 15 minute experiența mea la Regina Maria la 18-19 ani, când m-am dus cu, sincer, nici nu mai știu ce, candidor, nu mai știu ce căcat. M-am dus cu mâncărim la... și m-am dus, bună ziua, m-ar panica, vă dați seama, credeam că am dracu boile de pălme, că nici n-am avut parte de educație sexuală. Și m-am dus, am dat o cârcă de bani să mă duc la control la Regina fucking Maria. Bună ziua și l-am zis că să mă spăl mai des. Asta a fost diagnosticul domnului doctor. Da, doctor de 50 de ani. Apropo de asta, cu ce zic doctorii, foarte des ca femeia auzi, fă un copil, că o să-ți trec toate problemele. Ah, wow. Poftim? Excuse me, what? Medicii foarte des nu te cred atunci când spui că te doare, nu te iau în serios, nu-ți dau anumite tratamente, mai ales femeilor care au endometrioză, ca să-ți protejeze fertilitatea, cu toate că nu a fost alegerea ta, ci a fost alegerea doctorului. Zile la oameni ce e endometrioză. Endometrioza e o boală, din păcate, foarte dureroasă. Endometrul este țesutul ăla care funcționează așa, e ca un pătuț pe care se așează ovulul să fie fecundat și în fiecare lună la menstruație, practic, noi asta scăpăm de endometru, care este pelicula asta care e în uter. De asta arată așa menstruația, nu-i doar sânge, e și bucata asta de țesut. Și practic atunci când ai endometrioză, țesutul ăla se strânge, nu se elimină și începe să-ți acapareze și ovulele și alte organe din jur. Și începe să fie foarte dureros, duce la foarte mari probleme de fertilitate și, din păcate, în România sprijinul vine din partea supraviețuitorilor și femeilor care se confruntă cu asta și care au grupuri de suport ce te ajută și te navighează prin sistem, pentru că ele au încercat de atâtea ori și au bătut la zeci de uși și au găsit cu greu niște specialiști care să le ajute. Așa că, practic, în momentul ăsta doar asta avem, această rețea informală. Și văd asta super des. Uite, și în universități, că vorbeam și de hărțuire. Uite, 4 femei cu 4 persoane cu endometrioză și una dintre ele zice, chiar așa mi s-a spus, că dacă fac un copil poate se rezolvă. Da, foarte des auzim asta și există tratamente care, într-adevăr, s-ar putea să-ți aducă risc pe zona asta de fertilitate și pe care multe femei ar fi dispuse să le facă, doar că medicii refuză efectiv să le dea tratamentul ăsta pentru că tu la ginecolog ești văzută ca producătoare de copii. Adică fertilitatea ta e mai importantă decât corpul tău și viața ta și alegerea pe care vrei să o faci tu. Și grupurile astea informale contează o grămadă. Adică avem un grup pe Facebook care se numește Ce ginecolog recomanzi? Nu noi, dar o comunitate de femei și super des acolo povestim despre ce ni se întâmplă, despre experiențele noastre la ginecolog și așa mai departe. Deci au zis, căutați pe Facebook Ce ginecolog recomand și e un grup, right? Exact, e un grup de Facebook cu femei în care povestim despre experiențele noastre bune sau rele sau cerem sfaturi în legătură cu orice. Din când în când și eu mai scriu acolo că întreb, nu știu, știi pe cineva care face avort în Alești, județul Bihor, că na, nu putem să fim chiar peste tot întotdeauna. Așa că încercăm să apelăm la resursele altora de multe ori și comunitatea chiar contează. Vă ziceam și la situațiile de violență domestică, femeile apelează la rețeaua lor informală. Când intri în facultate ca boboc, în anul întâi încep să auzi zvonuri, nu? Despre profesorii care sunt abuzatori, profesorii care se comportă chestionabil și așa mai departe. Zvonurile astea fix așa funcționează ca trigger warning și ca un warning general asupra, trebuie să te ferești de X, Y, Z. Și e super important când facultatea ta nu-ți spune care e definiția hărțuirii sexuale, ce poți să faci dacă se întâmplă asta, cum să recunoști comportamentul ăsta. Zvonurile astea ajută mult și faptul că, na, fetele mai mari care au trecut prin asta te avertizează. Momentan, pe baza zvonurilor și rețelor informale trăim și încercăm să ne protejăm una pe alta, atunci când statul și instituțiile care trebuie să te protejeze nu fac nimic. Zine, uite, ca idee, în afară de a susține ONG-uri precum Filia, unde poate un om obișnuit să pună presiune pentru a obține mai multă, pentru tot ce înseamnă cauza împotriva violenței de gen? Băi, în primul rând e super important să vorbim despre asta. cu orice ocazie, adică de la școală, familie, social media și așa mai departe. E super important să vorbim despre asta și să tragem semnale de alarmă când se întâmplă ceva, dar avem o grămadă de posibilități, de la semnez o petiție, la îi scriu deputatului sau senatorului meu că poți să faci asta și ei 3 zile pe săptămână ar trebui să se vadă cu alegătorii la ei acasă, ceea ce nu prea se întâmplă, așa că cereți-le audiențe și încercați să vorbiți cu ei despre problemele astea care contează pentru voi. E important să pui presiune pe ei, la fel și cu autoritățile locale, și autoritățile locale pot face o grămadă de lucruri în legătură cu problemele astea care ne confruntăm. Sunt spitale care sunt în subordinea primăriilor, serviciile pentru victime sunt în subordinea primăriilor, adică și prin primari și prin consilierii locali putem să facem asta. E important să nu închidem ochii și să vorbim despre asta, că dacă vorbim despre asta o să le sune și lor un beculeț, un semnal de alarmă, că și o să le se facă frică, că le e frică de presă, le e frică să vorbim despre asta, le e frică de opinia publică. Și din păcate observăm, ați văzut, nu știu dacă ați văzut de fapt, testele de virginitate, care anul ăsta au fost scoase din legislația românească. Până acum, dacă tată de fată, dacă erai, puteai să-ți duci fata să verifici dacă e virgină, la doctor. Outrageous. Organizația Mondială a Sănătăților spune de 10 de ani că asta este o formă de violență împotriva femeilor și 10 de fete din România treceau în fiecare an prin asta. Și un căcat fake la finalul zilei, care nu dovedea nimic, pentru că virginitatea e un construct social. Pentru că nu putea să dovedească nimic. A zis și Gabriela Firea pe Facebook că virginitatea e un construct social. Adică vă rog, da. For real? Da. Doamne, ce feministă. Uite, bă, a omorât, dar și susținut feminismul. Respect. A fost super surprinzător, am făcut screenshot, l-a păstrat la favorites. Dar da, virginitatea e un construct social, avem o postare pe filia de săptămâna asta despre himen, în caz că vreți să știți mai multe. Dar da, testele de virginitate am reușit să le eliminăm de legislație cu foarte multă presiune publică. O petiție cu 50.000 de semnătari, o campanie pe care am făcut-o în social media și a luat o grămadă de oameni și oricum a durat un an pentru o modificare care era absolut insignifiantă, adică prin ordine de ministru trebuia să modifice ceva în legislația secundară. Mai nimic, efectiv. Da, apropo de ciolacul cu tricoașul, puterea este 100% în mâna lor și nu cădeți după fentele, știi, că te uiți în afară. Pe măsură ce o să ia amploare, puțin mai mult progresiv și la noi, dar oamenii care au acum, care sunt de vârsta noastră, care au 25 de ani, care au 20 de ani, care au 16 ani, o să crească, o să devină votanți. Și încet, încet o să apară din ce în ce mai multe personaje, cum este domnul Ciolacu acum, care deși, hai, nu vreau să asociez filia acum cu adjectivele pe care le-aș adresa eu lui Ciolacu, dar deși face parte din aceeași gardă de politicieni pe care am văzut-o și răzvăzut-o, da, dovedibil, da, cu dosare penale, cu da, dovedibil. E fake și cu îmbrăca frumos de la doamna Adina Buzatu, e zâmbitor, așa, e PR trained, aduce subiecte de interes public pentru tinere, da, interzicerea păcănelelor, violența împotriva femeilor, aia așa, aia așa, aia așa. Și o să tot apară politicieni de genul ăsta cu siguranță, 100%, pentru că cum, exact ce zicea și Andrada, opinia publică dictează și cum arată politician. O să fie din ce în ce mai mulți politicieni care o să încerce să comunice pe probleme de genul ăsta. Suntem importanți și la anul ne e super frică, deci o să se întâmple la anul când o să avem toate alegerile. E important să ieșim la vot și să ne facem vocea auzită, că dacă nu facem asta o să cântărească mai mult pentru ceilalți. Noi acum urmează să facem o cercetare despre ce își doresc femeile de România, de la politicienii lor, și o să încercăm să vorbim cu femeile din comunități și cu tinerile din facultăți, licee și așa mai departe despre cum funcționează sistemul electoral, de ce e important să reprezentăm și femei. O să vorbim și cu decidenții noștri, mai ales despre zona asta de reprezentare și cote, că și povestea cu cotele. Domnul Ciolacu a fost super mare fan cote, că o să avem cote în interiorul PSD-ului. O să trebuie să le explici la oameni cu ce înseamnă cote. Da. Pentru că nu suntem în stare să punem suficiente femei pe liste și pentru că România așa ne alegem deputații și senatorii pe baza listelor și la fel și în consiliile locale. Avem nevoie de cote. Asta ce înseamnă? Că obligi practic partidul politic să pună pe listă, pe locuri eligibile, un număr egal de femei și bărbați. Mă rog, un număr egal. Noi vrem măcar 30% femei. În multe state sunt 50-50, dar noi vrem măcar 30%. În momentul ăsta în Parlamentul României sunt 18% femei și a fost o perioadă când în guvern erau doar 2 femei, cum au venit un pic mai multe. Dar oricum, asta afectează foarte mult reprezentarea și asta afectează foarte mult legile care sunt specifice femei și experiențelor noastre. Acum câteva săptămâni eram în comisie la Senat și vorbeam despre legea pe avort, care n-a trecut de Senat, a fost respinsă. Legea își propune decontarea avortului pentru anumite categorii vulnerabile. Își propune să interzică informațiile false din punct de vedere medical, de tip o să faci cancer sau o să mori dacă faci avort, și le zice medicilor că ok, dacă refuzi să faci procedura, trebuie să referi pacientul la un alt medic care o face, nu poți să o lași așa în eter. Asta își propune legea. A fost respinsă de Senat, dar înainte de asta am fost la comisie. Domnul Lavric de la AUR m-a luat super tare la comisie, că ce caut eu aici, că rolul meu e de fapt să fiu mamă și să fac copii și să am grijă de casă, decât să stau și să, ca o feministă, nici nu știu cum mi-a spus ceva în zona de diabolic, așa, ca o feministă, da, important. Că feministele aia ce sunt, vin aici și le învăț pe femei prostii în loc să stau acasă și să fac copii, așa cum e scopul în viață. Asta este nivelul de discuție în Parlament, din păcate. De asemenea, acolo una din categoriile vulnerabile erau supraviețuitoarele violului, care ar trebui să primească acces gratuit la avort. Dă, clar, nu o să mai dau și 1000 de lei cam cât costă un avort în spitalul public după ce m-a violat cineva și am rămas însărcinată fără voia mea în urma unui abuz. Și cineva spunea, chiar cineva de la PSD, că e imposibil așa ceva, că dacă mâine o să-mi facă 10 femei plângere penale la poliție că le-am violat numai ca să facă avort. Că da, asta vrem să facem noi, că să faci avort e așa, că am mers la cumpărături sau la magazin. Mă duc eu să fac fake, plângeri fake la poliție ca să fac avort. Da, nu, asta cu plângerile fake de parte cu cele mai nenorocite minciuni. Adică și pe studii și pe tot, adică s-au și făcut studii pe asta cu plângerile fake. Vreau să rentuiesc 2 secunde în legătură cu asta cu politica. O să banez întrebarea cu cine votez. Te-a întrebat pe tine cineva cu cine să voteze. Scurt rent. Conceptul de a întreba pe un fucking stream de Twitch cu cine votezi denotă o lipsă de orice tipologie de interes real pentru alegerile tale politice și așa mai departe. Dacă vrei părerea unui băiat sau unei fete sau unei oricui de pe un fucking stream de Twitch sau de oriunde în altă parte. Vrei să stai aici și asculti informațiile, ieși, ascultă informațiile, du-te, uită-te la ce politicieni există, cine vorbește despre X, cine vorbește despre Y, urmărești ONG-uri cum ar fi Centrul Filia. Da, Centrul Filia, cu siguranță, dacă o să existe un politician care să zică eu susțin dreptul, vreau să dăm lege, să nu știu ce, crede-mă că o să vezi, știi, la Centrul Filia, la alt ONG-uri, la fel și pe problematica LGBTQ, da, la fel. Mozaic, accept, da, o să vezi toate chestiile astea. O să banez întrebarea cu cine, păi și cu cine votezi. Deci, frățioare, votează cu cine vrei, noi doar îți dăm niște păreri și niște informații, uneori veridice, alteori de tipologie părere. E responsabilitatea noastră, fiecăruia dintre noi, să ne informăm și să știm ce ne fac. Andrada, I swear to fucking God. Deci, am întrebat un not, te-am întrebat pe tine cu cine votăm și pentru că îl vedeam că este un chat care stă aici de mult și știa că de mult urăsc întrebarea asta, i-am dat time-out o oră și a dat donație 10 euro ca să mă întrebe cu cine votăm. Ca să te întrebe, Andrada, cu cine votăm. Dar chiar, acum, jokes aside, există un politician la ora actuală, eu nu trebuie să numești dacă nu dorești, care în mod real a ajutat cumva această cauză, s-a zbătut în vreun fel care ține mai mult decât jocul politic clasic și așa mai departe? Băi, da, dar din păcate vorbim mai ales despre oameni care nu au foarte multă putere în partid și care trag foarte tare să facă ceva și fiecare schimbare vine la pachet cu luni, dacă nu chiar ani, de încercări. Noi în Parlament avem un grup informal de parlamentari și parlamentare care susțin drepturile femeilor și care au semnat înainte că sprijină inclusiv accesul nostru la dreptul de a alege pentru propriul nostru corp, adică avortul și tot ce ține de sănătatea reproducerii. Avem parlamentari din toate partidele, în afară de AUR, cu care ne întâlnim periodic și informăm în legătură cu lucrurile care se întâmplă în țară, cu nevoile noastre din zona societății civile și au fost mulți aliați și pe zona asta de consimțământ, legea care s-a schimbat și pe testele de virginitate, încearcă să pună presiune, dar na, mai ales femeile fiind apropiate de cauza noastră, femeile din partide nu prea au putere, foarte rar mai găsești cât un vector de opinie așa care să fie, mă rog, măcar pe picior de egalitate cu bărbații și bărbății din partide. Și din nou, revenim la discuția despre reprezentare. Ne-ar ajuta și pe noi foarte mult cu toate demersurile noastre de advocacy, dacă femeile ar fi într-adevăr reprezentate în Parlament și în guvern. Și, într-adevăr, cotele, adică să obligi pe cineva să pună femei și discuția asta despre meritocrație, dar, din păcate, nu există altă variantă. Da, efectiv nu există. Atâta timp cât drumul femeilor de cele mai multe ori este gatekeep-uit de bărbați și toate femeile pe care le-am văzut de succes în politica românească au fost literalmente cu un bărbat în stil, clasica glumă cu în spatele unui bărbat puternic. Nu, așa era de fiecare dată când avem o femeie puternică în da, de la Șoșoacă e prima. Șoșoacă, cel puțin din ce știu eu, este prima femeie cumva pe aia ei, din tot ce înseamnă politică. Dar în rest am avut Dăncilă, am avut Udrea, am avut doamna asta de la PNL de ba intră, ba iese și așa mai departe. Și în mod evident că atât timp cât drumul unei femei în politică o să fie întotdeauna ghidchipuit de bărbați, asta a fost soluția cu care a venit toată lumea la nivel global, în statele în care există interes pentru chestia asta în mod evident, de a avea o cotă de gen. Astfel încurajez, nu-i așa, și alte femei să intre în politică și să fie interesate de politică pentru că știu că au o șansă să intre. Spre deosebire de acest moment când modelele de femei politician sunt fie faci cosplay Vadim ca șoșoacă, fie stai în umbra lui Al de Dragnea, Băsescu și alți băieți care te bagă în față când intri la Ananghe că ești... Nu poți să înjură femeie. Nu știu dacă mai ții minte asta cu Dăncilă, misoginismul ăsta inversat folosit fix ca armă politică. Cum înjurați, domnule, o femeie? Dar voi n-aveți o mamă acasă? Și ce, domnule, dacă a furat? E femeie, cum să o înjuri? Sau ești cal de bătaie pentru colegii tăi din Parlament, că am avut o grămadă de situații în care parlamentari le-au hărțuit pe colegii lor parlamentare. If you remember, Șerban Nicolae, am văzut cu tine făcând text anal. Deci, efectiv, outrageous. Da, deci ca să ne înțelegem apropo de oamenii din Parlament, ăsta este deputatul Șerban Nicolae care îi adresează de la PSD, care îi adresează un mesaj lui Coset Chichirău, deputată de Iași, dacă nu mă înșel, USR. Hoții sunt în fruntea Parlamentului. Asta e penală este mama care v-a făcut așa nesimțită. Da? Serios? Da, absolut. Hai mai spuneți. Spuneți-mi, ce lege votăm aici? Care sunt prevederile cele mai importante și de ce sunteți aici? Că sunteți senatori. În ce calitate sunteți aici? Lasă ce sunteți. Ce căutați aici? Lasă cine sunteți. Eu sunt Coset Chichirău, deputatul USR de Iași. Sunt aici ca să apăr justiția. Deci asta era în contextul, într-unul din contextele cu alea de a ieși lumea în stradă cu... Da, nu, aia era de protestele OUG din iarnă. Știi că aia e bună, leafa aia mărită de guvernul PSD. E bună leafa, indemnizația și toate drepturile. Dar nu vei rușine să încasați bani nemunciți? Nu vei rușine să fiți asistat judicial? Ia uitați-vă cât am muncit. Cele 700 de amendă. Da, Olguța Vasilescu, alt exemplu de femeie politician care n-a fost lăsată să se ridice de la primăria de oraș, deși ar putea. La fel, doamna Olguța e fix pe modelul Firea. Uite, da, ok, și Firea e un exemplu de femeie. Nici pe Firea n-au lăsat-o. Da, dar cumva a luat primăria Bucureștiului, care vorbeam și ieri, că e al doilea loc în stat din percepția publică. Nu, Udrea a fost cu Băsescu, ce ai? Adică era în umbra lui Băsescu. Care sunt alea 700 amendamente? Dacă ați ascultat, le-ați semnat pe vreunul? Le-ați citit pe vreunul? Nu mai mințiți, doamne, că am fost la comisie. Nu vă cliziți fasolea inutilă la mine. Spuneți ce căutați. Sunteți senator, ce căutați? Aveți mâncarea între dinți. Mâncarea de deputat. Ia să vedem. Ce că am... Mâncarea între dinți, nu cred. Eu mă spăl pe dinți, totul e ok, mă insultă tot poporul. De ce nu faceți o plângere penală? Dacă eu am furat și dacă n-am furat, nu, n-am fost niciodată șofer. Nu v-ați făcut nimic, doamnă. Sunteți șofer la grupul infracțional organizat. Dumneavoastră sunteți atât de proastă, incredibil ce spuneți. Ia demonstrații că a fost șofer. Hai demonstrații. Ia căutați. Poze. CV-ul e în poze. Eu am o poză în care dumneavoastră faceți sex anal. Acum ce să facem? Dumneavoastră aveți CV? Care sunt calificările dumneavoastră? Ia uitați-vă, ia ce știți să citiți. Că distrugeți justiția în România, că furați România bucată cu bucată? Ăla-i CV-ul dumneavoastră. Deci șoferul Șerban Nicolae, asta a găsit el ca comeback la care poze cu Coset Chichirău făcând sex anal. Deci asta este... Sunt o cărcă de instanțe de-astea de politicieni nespălați la cur. Așa asta în contextul în care ăștia încercau să anuleze conceptul de justiție în România. Da, normal, da, știe toată lumea. Ok, bine, pardon, nu cred că știe toată lumea asta. Deci domnul Șerban Nicolae, șoferul lui ăsta, cum îl cheamă, Voicu. Da, un șofer care a ajuns în Parlament. Ia uite ce frumos. Da, o să suferim mult fără mai multe femei în politică și clar, nu le încurajăm nici pe fetele noastre. Îți dai seama, te descurajează să vezi genul ăsta de imagini, știi? Adică ce, intru în politică ca să fiu cal de bătaie al tuturor băieților de prin jur meu? Da. Mai bine mă duc să fac ceva care o să-mi ofere mai multă demnitate decât asta. Plus că am auzit din diverse... cred că au mai și ieșit articole și asta, dar am auzit din diverse surse de la persoane care... Ba, mergeau în intership-urile alea clasice de se fac pe la facultăți, de te duci 3 luni să stai în curul unui deputat sau senator. Ba, jurnaliste care mergeau în Parlament... Tot felul de persoane care se perindau prin Parlament, nivelul de hărțuire sexuală din partea parlamentarilor este out of this fucking world. Adică la modul ăla de... hai frumoasă, ce faci prințesă? Bă, ca la... adică de unde sunt și, da? Domnul Șerban Nicolae din Telorman, exact cum e el la Telorman, de unde o fi, exact așa în Parlament, cu jurnaliste, cu colege, cu interne, cu la. Efectiv, nivel de șantier. Nivel de șantier. Și am auzit povestea asta în 15 minute și sunt sigur că dacă ați avut oameni care s-au perindat prin Parlament, cu siguranță ați auzit genul ăsta de povești. Să vă spun și o poveste, că eram mică, îmi scriam licența despre cumințenia pământelor Brâncuși, șef cu guvernul Cioloș atunci în 2016, cu cumințenia, și m-am dus inclusiv la ministrul culturii de atunci să vorbesc cu el despre asta. Am uitat cum îl cheamă, dar sigur îl știți. Și după ce iau interviu, îmi zice, păi și pentru ce îi cercetărează? Și zic, pentru licență. Și el îmi zice, a, deci nu o să fii numai licențioasă, o să fii și licențiată. Da, genul ăsta. Și ce faci? Adică cum reacționezi? Sincer, în genul ăsta de situație. Exact, m-au trecut 100.000 de fiori, mi s-a părut super scârbos și primul meu instinct a fost că vreau să plec de acolo cât mai repede să nu te mai văd niciodată. Nici nu oprisem înregistrarea, adică și rămas forever. Bun. Da, clar, ăsta e nivelul. E foarte greu. E efectiv la ordinea zilei și asta, zic, șantierist de la original. Fără nicio jignire pentru oamenii care lucrează pe șantier, că nu se compară din punctul meu de vedere. Acum, așa ca suntem și pe final, problemele cu care ne confruntăm noi nu sunt doar ale noastre. Adică situația femeilor e chestionabilă în multe locuri. Că vorbeam despre România și clauza de conștiință. În Slovacia, dacă te duci, farmacistul poate să spună că n-ai voie să-ți iei contraceptive. Că dacă e împotriva convingerilor lui Morales să-i dea contraceptive de urgență... Slovacia? Da, în Ungaria avortul medicamentos e ilegal, în Polonia avortul ilegal și la fel și în Malta. Mă rog, apropo și de lucrurile pe care ar putea să le facă Uniunea Europeană. Foarte greu să miști ceva dacă ai statele astea care opun foarte multă rezistență. Am fost și noi anul ăsta la ONU, la Geneva, să vorbim despre problemele care se confruntă România și, mă rog, am vorbit despre chestii așa mai tehnice, colectare de date, acces la avort, servicii pentru victime. Încercăm prin absolut toate mecanismele să punem presiune pe guvernul nostru să mai miște câte ceva din când în când. Uite, o altă bătălie pe care o să o avem curând o să fie asta cu modificarea definiției violului, care e super importantă pentru că acum definiția violului în codul penal este strâns legată de coerciție. Și nu, adică violul nu înseamnă doar că te-am violat, dacă te-am bătut și sunt urme clare pe tine de vânătăi și așa mai departe. Ar trebui să fie legată de ideea de consimțământ. Mi-am dat sau nu consimțământul și consimțământul meu era valid în momentul ăla. O să fie o grămadă de oameni care o să pună rezistență și la asta, vă dați seama. Mai ales că agresorii își țin partea și sunt o grămadă de agresori și în layerile astea ale societății, deputații, senatorii, magistrații. Din păcate, oamenii care au putere o să meargă înspre ăștia mai vulnerabili și o să-i grumuiască, o să-i abuzeze sexual, o să se folosească de ei, ca așa se întâmplă. Și apropo de că întreabă cineva cum se desfășoară justiția în cazuri de violență sexuală, greu și nevoios dacă nu ai un sistem și un avocat bun și o persoană care să știe cum să pună problema și cum să se lupte alături de tine. Din păcate, o grămadă de situații de viol se clasează pentru că s-a prescris fapta. Și asta este... Da, desigur, asta, nenorocirea asta cu prescrierea faptei, da. Că tu n-ai voie, gen, tu dacă ieși dintr-o relație abuzivă după, nu mai știu cât era, 2 ani, parcă? Nu prescrierea faptei, asta în care puteți că nu mai ai voie să mai depui plângere, da. Deci tu ai ieșit din relația abuzivă peste 2 ani și peste 2 ani te-ai dus să faci plângere la poliție. Dar acum s-a modificat legislația și acum poți să faci plângere la poliție oricând pentru viol. Okay. Dacă s-a întâmplat după... Viol, dar nu pentru altceva. Pentru viol, dacă s-a întâmplat după 2021, atunci când s-a modificat legislația. Că, da, ok. M-am confruntat printr-o terță parte cu această problemă înainte de 2021 și a primit asta pe hărțuire sexuală, a primit... Păi de ce n-ați făcut atunci? Păi nu puteam atunci, că lucram acolo. Nu se mai poate. Ok, bun. Da, nu, și am o plângere, deci după episodul Colo de acum câțiva ani, când am primit 100.000 de mesaje cu oameni care spuneau că o să mă calci în picioare și că o să mă prinde și că o să mă violeze, de m-a sunat ministrul să mă întrebe dacă am nevoie de un echipaj de poliție, vă rog, nu? Wow, ok. Nu s-a plămit. Din cauza că voi ați fost unul dintre ONG-urile care a... Noi am făcut plângerea penală pentru instigare la ură și violență împotriva femeilor, atunci când Colo a zis că a văzut o fată de 14 ani pe care îl violau cu pumni și cu picioarele, kind reminder. Ca să vezi ce rău e acum că primește bani la păcănele și și-a cumpărat un Lamborghini sau ce și-a cumpărat. Atât de rău, România, exact, cancel culture. Cancel culture în România. Domnul Godină, să ne ziceți cu cancel culture. Și da, eu am făcut plângere împotriva băieților lor care mi-au scris pe internet, m-am slat poliții cu zeci de pagini de screenshot-uri. Nu s-a întâmplat nimic. Așa cum nu s-a întâmplat nimic și după ce am făcut plângere penală împotriva Instagram și Telegram, pentru că conturile de Instagram fete cu minți /insertoraj și pe canalele de Telegram erau numai conținut cu pornografie infantilă și revenge porn, outrageous. că, Doamne, era groaznic, stăteam pe conturile astea și strângeam pentru DICOT probe și aveam la un moment dat un folder cu o grămadă de abuzuri sexuale împotriva minorilor, ca să le duc la DICOT. Doamne, ții minte că stăteam și plângeam și mă uitam și descărcam conținutul ăla ca să-l duc la DICOT după aia, ca să nu se întâmple nimic. Noi ca terți putem să facem în situațiile astea de pornografie infantilă, putem să facem plângere penală și pe asta era speța. Dar tot ne-au zis, avem nevoie de victime. Dacă nu vin victimele, nu avem ce să facem. Victimele fiind niște fetițe de 9, 10, 11 ani, băieții ei și părinți care scriau pe conturile astea că imploră pe admin să șteargă conținutul cu copiilor. Și nu se întâmpla nimic. Intrau polițiști, efectiv, intrau polițiști pe chaturile astea și le ziceau să înceteze și ce? Nimic, făceau bășcălie de ei și atât. Sunt în continuare acolo. Și acum au și mai multe resurse cu AI-ul să facă conținut de revenge porn și de pornografie infantilă, din păcate. Deci, da, e greu să fii femeie în România. Și copil, de altfel. Da, apropo de ce face Filia, pe lângă muncă de advocacy, facem muncă comunitară, lucrăm de aproape 10 ani, de fapt, cu femei în comunități vulnerabile într-o grămadă de locuri din România. Ne-am întâlnit anul ăsta cu peste 10.000 de tineri cu care am vorbit despre ce să faci dacă ești martor la hărțuire sexuală sau dacă ți se întâmplă ție, cum să recunoști semnele unei relații toxice, despre discriminare, hărțuire sexuală, peste 10.000 de tineri într-un singur an. Mi se pare super wow într-o echipă de 8 oameni, cât suntem noi la birou. Pe lângă asta facem o grămadă de cercetare, că practic, nu știi cum se rezolv problemele dacă nu știi magnitudinea problemelor și care sunt problemele. Și România, din păcate, nu e deloc bună la colecta date. Ar trebui să, de exemplu, apropo de colecta date, toate dosarele cu privire la abuzuri sexuale și infracțiuni împotriva libertății sexuale sunt anonimizate. Nu ai acces la ele, nu poți să știi ce s-a întâmplat acolo. Ce a decis judecătorul în situația aia în care copilul de 10 ani a fost violat de adult și el, de fapt, a zis că nu s-a întâmplat violul. Și am făcut așa cum o petiție pe Declic să cerem CSM-ului să le publice anonimizate. Iată, justiție transparentă în cazurile de violență sexuală. De la Rețeaua VIV, pentru când mai vedeți Rețeaua VIV. Rețeaua VIV este o rețea de mai multe ONG-uri pe care momentan o coordonăm noi, ONG-uri care lucrează strict pe zona asta de violență împotriva femeilor. Sunt și ONG-uri ca noi care fac cercetare, advocacy, muncă comunitară, deși ONG-uri care au servicii și printre care și Anais, da, și alte ONG-uri care, de exemplu, Asociația Transcena, care lucrează cu agresorii și fac și ele o muncă super importantă. Și practic ne-am strâns toate la oaltă ca să ne punem la oaltă knowledge-ul, organizăm împreună marșul împreună pentru siguranța femeilor în fiecare lună în octombrie. Marcăm împreună ziua de 25 noiembrie, care este Ziua Internațională împotriva violenței de gen, și am făcut o grămadă de lucruri împreună cu colegele din Rețeaua VIV. Dacă o să aveți vreodată nevoie, nu știu, că vă interesează subiectul ăsta, scris la facultate sau la școală, și la noi pe site și pe site la Rețeaua VIV găsiți o grămadă de resurse spre toate lucrurile astea despre care v-am povestit. Cercetări și inclusiv cercetări calitative, pentru că avem nevoie pe lângă date per se, avem nevoie și de cercetări calitative ca să știm care sunt obstacole, care sunt problemele cu care se confruntă femeile astea, care sunt poveștile lor, care e realitatea lor. Și asta e super important. Mergeți și semnați. Fiecare semnătură ne ajută să mai punem un pic de presiune, că noi să continuăm cu demersurile noastre, nu e doar o petiție pe care o facem. Procesul de advocacy înseamnă multe lucruri. Adică, ok, faci o petiție, dar trebuie să întâlnești cu grămadă de oameni, să te iei la trântă cu ei, să încerci să-i convingi, să vii cu studii, să vii cu date, să vii cu povești din comunități și încerci să-i convingi să schimbe ceva. Și apropo de schimba ceva, urmează și pe situația asta cu avorturi. Legea urmează să intre în Camera Deputaților. Probabil că o să începem și noi așa o microcampanie în care o să vă rugăm să puneți și voi presiune pe deputații noștri să treacă legea care cere decontarea avorturilor la cerere. E un moment important pentru noi, de mult timp în România. Practic, nu știu, România e o situație puțin atipică pentru că nu există încercări legislative de a interzice accesul la avort. Adică de mult timp, din 2013, nu au mai fost vreun soi de inițiativă care să îngrădească accesul la avort. Dar nu e nevoie, pentru că pur și simplu din nepăsare și din lipsă de inițiativă din partea statului, pur și simplu lucrurile se agravează de la sine. Din ce în ce mai mulți meri se conving între ei să nu facă procedura. Organizațiile anti-avort lucrează super abil în comunități, lucrează cu cabinetele planificare familiale, lucrează direct în spitale, să facă consiliere. Consilierea înseamnă, și v-am zis mai înainte, că o să mori și că nu o să mai poți face copii niciodată. Și super important, v-am zis, limita pentru care poți să faci un avort în România e 14 săptămâni de sarcină. Dar dacă cumva ați depăși limita asta, există în continuare soluții. Și lucrăm împreună cu organizații internaționale și le ducem pe femeile astea în Olanda, în Spania, în Marea Britanie să facă avort, pentru că acolo e legal până la 24 de săptămâni. Deci nu disperați dacă sunteți în situația asta. Există o grămadă de persoane și de soluții. Au întrebat mai multe persoane dacă se poate face voluntariat la Filia. Iată o pagină special pentru treaba asta. Citiți aici, vă înscrieți și cu siguranță... Practic ce se întâmplă? Voi vă înscrieți în baza noastră de date și noi deschidem de 2 sau de 3 ori pe an noua serie noștri de voluntari și dacă v-ați înscris în baza noastră de date, o să primiți mail-ul cu ei, uite, urmează să deschidem noua serie de voluntari, vrei în continuare să participi, completează formularul ăsta. Momentan avem puțin peste 30 de voluntari care ne ajută la o grămadă de chestii și cu care lucrăm împreună, inclusiv mergem pe teren cu ei și facem tot felul de activități și la birou ne ajută și cu cercetarea. Sunt o resursă super importantă și pentru mine e super important, mai ales că țin social media la filaș, ca să mă mai racordez la ce vor zumării și oamenii care au 20 de ani, că simt că îmbătrânesc, efectiv. Și nu mai sunt la modă. Bă, dacă vrei să te simți mai bine, am râs foarte tare ieri, nu mă pot abține să nu ți arăt. Dacă crezi că tu nu mai ești la modă cu comunicarea pe Instagram, nu. Vreau să te anunț faptul că l-am dat azi, am follow, că n-am mai sportat. Pe pagina oficială USR s-a postat această memă de acum 4 ani cu Comic Sans. Deci dacă tu crezi că îmbătrânești... De cine a luat Agenția Națională Antidrog? A făcut un cover? Nu, e un băiat de citește pe deget, cum zice, citește cu degetul pe foaie de acolo, îl știu eu, un băiat moșteanu. L-au lăsat să facă meme. Wow, acum. Dar o serie întreagă. Da, asta mi-a plăcut iarăși foarte mult. Gata, am spart gheața. Marcel Ciolacu anunțând intrarea României în Schengen. Doamne, George Simion are caravană cu medici, as we speak. Yep. Mergem peste tot în țară și a făcut 4 milioane de ziare și USR-ul face memițe cu Comic Sans. Au și mai mulți bani. 5% scrie pe ei. Au și mai mulți bani ca aur pentru propagandă politică. Da, am văzut că... Nu, am văzut că a postat-o și George Simion pe Facebook pentru că este o memă copiată de pe Reddit România, de fapt. Nici măcar nu-i făcută de USR. Am văzut că a repostat-o și Simion, dar Simion, pe lângă faptul că repostează meme, stă 3 ore pe live în fiecare zi, se duce și face scandal în Parlament, o bate pe bunică ta, pe urmă o pupă pe crește și ia votul și pe urmă, exact cum a zis Andreea, da, fac caravană medicală în țară, ziare și așa mai departe. În timp ce USR pe săptămânii la Piața Unirii. Eu la Piața Unirii mă întâlnesc cu el super des. Fac ăștia, bag ăștia pliante. Hei, salut! Protest mâine la Piața Victoriei pentru sărăcie. Atât. Și exact. Vin și se trezesc la protestul aur. Mulțumim din suflet că ai fost alături de noi. Chat! Semnul exclamării Andrada în chat, dacă doriți să urmăriți pe Andrada pe personal, și semnul exclamării Filia, duceți-vă și dați follow la contul lor de Instagram. Probabil ați dat la un moment dat și vi s-a revocat follow-ul pentru că și-au pierdut contul. Centrul Filiei și pe TikTok este de departe pentru ONG-urile care comunică cel mai eficient din România și chiar este o sursă fantastică și de educație și de informare. Eu personal, de câți ani urmăresc, am învățat o cârcă de chestii și m-am informat în legătură cu o cârcă de chestii apropo de politicieni și de clasa politică și de cu cine votăm. Luați-vă informațiile cu cine votați și de la oamenii care se pricep și care militează pentru cauzele care pentru mulți dintre dumneavoastră contează. Și vă mulțumesc tare mult, doamne, ați fost foarte drăguți, mă faceți să roșesc. M-am și uitat în chat un pic și să vă faceți o grămadă de complimente. Nu, uite, că acum ai cu complimente, da? Oh, my God, acum e ok. Efectiv, slide in my DMs, vă aștept. Și ne întâlnim clar pe Filia, oricând aveți nevoie de noi, suntem acolo la un mesaj distanță, pe Instagram, eu și colega mea Crisi vă răspundem la mesaje și pe Insta și pe Facebook, oriunde puteți să ne scrieți, și să ne întrebați, să avem o discuție așa la one-to-one despre problemele specifice cu care voi sau cineva drag vă confruntați. Și dacă vreți să ne susțineți în continuare munca SMS cu Filia la 8864 ca să ajungem la 300 de donatori recurenți. Yes. Poate părea puțin, dar pentru noi e super important. V-am zis, suntem o echipă de 8 oameni. Poate să pară că suntem huge din afară și mai ales când aveam comunitatea de 50.000 de urmăritori pe Instagram, toată lumea era super impresionată așa, dar contează, pentru că împreună suntem mai puternici, așa ne place nouă să zicem și chiar e adevărat. Și vă așteptăm la proteste, vă așteptăm la marșuri, avem o grămadă de activități pe care încercăm să le facem cu comunitatea, deci stay tuned la noi pe social media și vedeți ce mai facem. Vă punem la curent, acum am început o nouă serie, în fiecare lună vă povestim ce am făcut, ca să știți ce facem. E important, transparența e super importantă pentru noi. Și dacă vreți să flexați, faceți frumos un screenshot la SMS-ul de donație și vă mai repostez și eu personal. Dacă aveți noroc, deci faceți, dați frumos un SMS, o să dau și eu acum. Faceți un scris, dați tag și la Centrul Filia, spuneți-le și oamenilor din jurul dumneavoastră despre Centrul Filia, cu siguranță pe mulți o să-i intereseze. Atâta, mulțumim de prezență. Deci v-am pupat și vă respect mult, 1000 de pupici feminiști vi dau pe toți. Abia aștept să ne revedem.